Asta e foarte fain, da. Et combien? 1 euro. Ok. Combien? Am fost în târg, din nou. Îmi place să mă duc în târg și chiar dacă nu cumpăr nimic, să văd lucruri frumoase. Mi-am cumpărat prima dată o cheie din acesta, cheie franceză. Nu știu exact ce înseamnă ce scrie acolo. Poate primesc păreri. Așa, funcțională. Așa. Ne împingați mai încolo să vedeți mai bine. Pe ăsta am dat 50 de cenți. Mi-a plăcut și m-am gândit că pentru soțul îi util să o aibă la îndemână. Așa. Mai departe. Am cumpărat această farfurie. Decor. Vreau să o duc în România și să o atașez celorlalte ca amintire de aici, din Franța. Mi se pare că e foarte frumoasă și mi-a plăcut. Am mai cumpărat-o și asta. În pasta scrie ceva cu 96, deci ar putea să fie din 1996. Dar mi-a plăcut modelul și cred că o să arate bine acolo pe perete în muzeu, care vreau să îl fac. Am mai cumpărat și acesta. Uitați, e de agățat pe perete. Nu știu dacă astea semnifică ceva pentru mine, dar ca să fie ca decor, mi s-a părut și la preț foarte bun. Și am mai luat-o și aceasta. Asta e mai micuță și vi le-am arătat în ordine. Deci, mi-a plăcut și m-a inspirat să le cumpăr. După aia, mi-am mai cumpărat, să vă arăt, ramechin, pe toate care mi le-am cumpărat, mi le-am dat la fete. La fetele mele și mi-am cumpărat cu doar pe farfurii, pe astea mai, pe asta mai micuță am dat 50 de cenți, pe rest am dat 2 euro pe 3 farfurii. Deci mi s-a părut un preț convenabil. Și acum mi-am cumpărat acest ramechini. Merg în cuptor, sunt destul de mărișoare și asta mi-a plăcut, sunt noi, deci nu au mai fost folosite și asta mi-a convenit mai mult și sunt 6 bucăți la fel, deci sunt la, ca mărime la fel,
culorile un pic astea, dau o parcă una e mai închisă, una e mai deschisă la culoare. Și văd că și asta la culoare un pic îi diferă, dar chiar un pic la nuanță, dar mie îmi place că sunt la fel și pot să fac cremă de zahăr ars sau chifle sau mai multe sosuri se pot servi și la masă. Și asta este una mai mare, mai mare, mai înaltă, după cum se vede și aici. Și asta mi-a dat-o cadou la astea 6. Deci pentru asta o zis că la ai cadou și cadourile tot niciodată nu se refuză. Deci asta le-am luat și am vrut să vă împărtășesc și vouă. Și vreau să vă arăt și așa. Toate deodată, uitați ce frumoase sunt. Ce bine arată. Și pe perete, în România, ce bine o să arate așa. Pe perete. Tare mult îmi place. Asta e cea mai frumoasă. Părerea mea. Acum, toate îmi plac, de aia le-am cumpărat, dar aia este cea mai frumoasă. Și îmi place cum o să apară așa pe perete, uitați. Îmi place că le-am cumpărat și sunt foarte frumoase. Și astea am să fac o cremă de zahăr ars cât de repede. Să vedem cum se comportă în cuptor. Acum, astea, farfurile astea decorative, o să și le împachetez și ne pregătim de plecare de aici. Mă bucur pentru asta și nu mai avem mult și scăpăm de faraon, zic eu. Acum, fiecare ni le știm pe ale noastre. Vă mulțumesc că mă urmăriți și vă doresc toate cele bune și binecuvântările Domnului să fie cu voi. Așa, să pun pe chifle. M-am gândit eu acum repede. Așa, cred că dacă îmi doi asta, așa. Ia să vedem. Bun. Ia să vedem ce am făcut aici. E bine. Am pus în fiecare. Este un aluat pentru chifle. Așa, și asta l-am să împart în 8 părți egale. Aproxim așa, activ așa. Am să le formez bine și am să le așez aici. Așa, pe fiecare. Le-am pus în fiecare. Acum am să le un cu ou. Le-am uns pe fiecare. Presar pe ele frunze de semințe de susan. Deci semințe de susan pun pe fiecare. Le acopăr așa, le las vreo 40 de minute și am să le bag la cuptor. Le-am și scos din cuptor. Ia să vedem cum se desfac. Copte. Bine, am să le scot de aici.
Și îmi plac foarte mult ramechii ăștia care mi le-a cumpărat. Super faine, super. Și îmi place. Vă mulțumesc că mă urmăriți. V-am pupat!